Și să mai facem un filmuleț. Așa. Ca amintire. Cine sunt cei de acolo de sus? Nu știm. Și nu vom ști niciodată pe cine revind. Ori fi împărații romani, ori fi, nu știu cine sunt. Da. 10 munți de Carrara au fost cheltuiți aici, și aici, iată, încă un diavol. Ce caută diavolul ăsta urât aici? A, uite, are coadă de șarpe. Da, ce caută. Ia uite, 3 turnuri, așa. Păi numai unul dintre turnurile ăștia, câtă muncă ar trebui și ce mari sculptori profesioniști să facă așa ceva. Doamne, 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 iartă-ne. Și în partea asta încă unul. Și în partea asta. Dar ce-o fi cu ele? La ce folosesc? Să urcăm pe scara asta până sus. Scările astea sunt tocite. Sunt tocite, uitați-vă cum sunt tocite. De atâta picioare, măcar le-ar fi tocit căutându-și pocăința. Ia uite, scară tocită. Ia uite. Aici am înlocuit-o pe asta. Uitați-vă. Yes, yes. No, but this is why Jeffrey hated this. No, no. Ia uite cum ridică o statuie sus. Asta au pus-o în jurul capului Madoninei. Ia uite. Păi și să dăm un tur aici, în partea de sus, acestui dom. Dom sau ce este. Și apoi urmează să coborăm. Ia uitați. Uitați. Și ce credeți că fac astea? Și eu am crezut că sunt scări, se poate urca pe ele. Nu. Văd că preia apa și o duc până jos. Acolo jos este un orificiu, da? Păi când plouă torențial, ce să facă apa de pe domul ăsta? Unde să se ducă ea? Și aici la fel, uite tabla. Și aici în partea de jos și apoi e colectată și merge la canalizarea lor. Deci asta era rolul lor, da? Bun, am înțeles. Iată. Spre exemplu, statuia asta pe cine reprezintă? Nu scrie nimic, nimic, nimic. Bun. Cine? Și de ce stai? Și de ce au făcut-o? De ce s-au ostenit? Ia uite-l și pe garguie aici. Iată-l și pe drăcușorul ăsta. Cum vă spuneam, ca și pe catedrala Notre-Dame de Paris. Ei spun gargui, diavoli. Uite, are coadă de șarpe, de balaur. Ce caută aici? O, Doamne, iartă-ne! Și ia uite pe marginea asta gargui. Păi vedeți? Ia uite, 1, ia uite, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și mai jos, mai jos un nivel, ia uite, diavolii, ce urâți sunt. Ia uite-l și pe ăsta de colea așa. Ce caută ei aici? Ce caută aici? Da. Motive găsesc ei lupta dintre bine și rău, dar nu se cuvine așa.
Ia uite-l. Și am ajuns direct în catedrala asta, așa zisa catedrala. O statuie aici, un chip cioplit. Ego sum pastor bonus. Păi cine-o fi ăsta? Nu știm. Ia uite-l, i-au făcut statuie aici. Piu! Și ce vitralii, frate, aici. O, cu așa zise scene biblice. Până sus și peste tot. Vitrale, ia uite-le. Mare, mare. Mare cheltuială, mare osteneală. Da, mare păcăleală. O, mare amăgire. Ce-o fi asta? Ia uite câtă lume aici. La biserică nu vin. La biserica ortodoxă nu vin. Nu vin. Bănci, ca la catolici. Ia uite ce aici. Bani, bani, bani se încasează Milano. Aici slujbe catolice, mesa catolic. Puu. Doamne, iartă-ne. Puh. Și aici este o orgă de asta cu tuburi. Vă dați seama ce face asta în timpul slujbelor. Vai și amar. Uite, și negri, dar toată